din voi, chiar și tu, cu țigara în mână. Exact ca tine, eu ziceam că am o viață normală. O viață normală pentru mine însemna țigară, băutură, bere în fiecare zi și pe lângă asta, din când în când, hai să mai trag și ceva până ca să văd cum e, știi, nu de alta. Și de când Dumnezeu a intrat în viața mea, vreau să zic că una la mână reușesc, am reușit să biruiesc aceste povări. Și vreau să vă zic că aveam certuri cu mama, cu tata în casă. Unde sunt banii? Cum se face că nu mai sunt bani? Dimineața am luat salariul, seara nu mai sunt. Unde sunt? De ce? Și vreau să zic că Dumnezeu a lucrat în viața mea și lucrează în continuare. Și vreau să te provoc în seara asta. Vino, întreabă-mă să vezi cum s-a schimbat viața mea și am să spun și față în față. Mulțumesc!